În preajma sărbătorilor de iarnă, cu toții suntem mai buni. Liderii de seamă ai cluburilor târgoviștene au ținut să fie aproape de iubitorii sportului și să le transmită un gând bun. Aceștia sunt bucuroși că au încheiat cu bine anul în curs cu rezultate ce dau speranțe și promită la performanță. Pentru anul următor, singura lor dorință este de sănătate și să poată aduce bucurie în continuare în sufletele fanilor care îi urmăresc și îi susțin la fiecare competiție. Este vorba de Ciprian Prisăcaru, directorul clubului sportiv Târgoviște, și Cătălin Tănase, directorul clubului sportiv școlar Târgoviște. Primul a făcut anunțul în direct la Sport Show într-o ediție specială. Anul 2012 a fost un an bun din punct de vedere al rezultatelor obținute de sportivii și antrenorii de la Clubul Sportiv Târgoviște. Un an în care am făcut toate eforturile să le ofer condiții bune de pregătire, să le ofer condiții financiare atât cât ne-a lăsat legislația în vigoare, să ne apropiem de nivelul maxim al acestor prevederi legislative. Am încercat să fiu aproape de ei și am fost prezent la foarte multe competiții, atât în Târgoviște cât și în țară. Cred eu că, dacă privim din punct de vedere al importanței rezultatelor obținute, este un an poate la fel de bun ca 2011. Un an 2011 care am spus atunci că este un an istoric pentru Clubul Sportiv Târgoviște din punct de vedere al performanțelor obținute. Bineînțeles că eu niciodată nu sunt mulțumit, întotdeauna îmi spun că este loc de mai bine, le spun și colegilor mei că îmi doresc mai mult întotdeauna și obiectivele pentru anul 2013 vor fi mult mai îndrăznețe. Pe de altă parte, aș putea să vă spun că obiectivele stabilite la începutul anilor pentru fiecare secție au fost atinse, ba pe alocuri chiar depășite. Și faptul că am crescut atât din punct de vedere numeric cât și valoric mă face să cred și să fiu convins că la Clubul Sportiv Târgoviște se muncește și iată, se muncește cu folos și cu spor. Sper din tot sufletul ca sportivii, antrenorii, colegii mei de la Clubul Sportiv să fie sănătoși, să se poată pregăti și să se poată dedica sportului așa cum au făcut-o și până acum și în anul 2013, pentru că acest lucru este foarte important. Iar eu să pot în continuare să fac eforturi să menținem steagul sus, pentru că este nevoie de multă implicare, de determinare și de, știu eu, multe lucruri de ordin personal, de eforturi foarte mari pentru a fi aproape de activitatea sportivă în general. Directorul clubului sportiv școlar Târgoviște, Cristian Tănase, a fost mulțumit de activitatea pe care clubul condus de el a desfășurat-o în 2012. La sfârșit de an și în preajma sărbătorilor de iarnă, Tănase a dorit să le ureze sărbători fericite telespectatorilor Columna TV. Tuturor iubitorilor sportului dâmbovițean le urez sărbători fericite, le urez să fie alături de toate sporturile și să încurajeze sportivii locali, pentru că pentru până la una pentru spectatori evoluează toată lumea.